Spunea Victoria să vă spun ceva despre viitoarea ediție a Festivalului European de Film al Europei Centrale. La prima ediție, la încheiere, maestrul Radu Gabrea spunea că vede o lumină care vine, se apropie, se uită mai bine, se părea că era Mercef ediția a doua, 2012. Sigur că s-a realizat ce a spus, mă uit și eu și văd așa o lumină mai departe și se pare, se apropie, cred că e Mercef ediția 2016, ediția 6-a, 7-a. De ce spun de ediția 6-a, 7-a? Pentru că ne-am propus ca cel mai devreme, pentru că nu se poate altfel, sediul Mercefului să se mute de la sala Traube la noul centru cultural pe care vrem să-l facem în Mediaș. Și asta prin grija conducerii primăriei, prin grija domnului director al Direcției de Cultură, domnul Lucian Costea, prin grija domnului Șarcu, să vă desfășura într-o nouă locație, și nu în ultimul rând, prin grija domnului Bebe Cotimanis, care a zis că va mobila acel spațiu. A, nu, va veni idei cu bani, cu banii tot. Vă mulțumesc pentru că ați participat și nu numai la această ediție și la alte ediții, pentru că festivalul nu s-ar putea desfășura fără spectatori, filmul ar fi nimic fără spectatori, teatrul ar fi nimic fără spectatori, cultura ar fi nimic fără cei care să o guste. Vă mulțumesc că ați participat și vă așteptăm la Mercef 2014, 15, 16, 18.